Situație greu de înțeles la spitalul de copii lui Țurcanu din Timișoara. Asistentul medical acuzat de hărțuire a trei femei a avut mai multe antecedente de genul acesta, dar și dosare penale deschise pe numele lui pentru agresiune sexuală. Totuși, asistentul a fost evaluat de conducerea spitalului cu bine și foarte bine. Asistentul medical de la Spitalul de Copii din Timișoara, care este acuzat că a agresat sexual trei paciente, a avut mai multe probleme de acest gen la locul de muncă. Bărbatul a fost cercetat disciplinar și sancționat de conducerea spitalului de cel puțin trei ori, iar pe numele său au fost deschise și două dosare penale, tot pentru agresiune sexuală. În ciuda acuzațiilor venite periodic din partea pacienților, șocant este că activitatea angajatului a fost notată de conducerea spitalului cu bine și foarte bine la evaluările anuale. Prima abatere a asistentului medical a fost semnalată încă din anul 2014, când bărbatul ar fi manifestat un comportament agresiv fizic și verbal față de pacienții internați, fapt pentru care a fost cercetat disciplinar de șef și retrogradat din funcția de asistent la cea de registrator pentru o perioadă de două luni. Ulterior, tot în 2014, pe numele asistentului medical au fost deschise două dosare penale pentru purtare abuzivă, folosire abuzivă a funcției în scop sexual și pentru hărțuire sexuală, după o plângere depusă de oficialii spitalului. Contractul acestuia a fost suspendat, dar cum dosarele au fost ulterior clasate, asistentul s-a întors liniștit la muncă după 24 de luni. La doar 3 ani după ce a revenit în spital, asistentul a fost sancționat din nou pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, dar și pentru administrarea incorectă a tratamentului prescris unui pacient. Însă, după numeroasele acuzații din partea pacienților, după sancțiunile și dosarele penale deschise pe numele său, bărbatul a fost evaluat de conducerea spitalului pentru activitatea sa în perioada 2017-2019, cu două calificative șoc, și anume bine și foarte bine. Se pare că sancțiunile oficialilor unității sanitare nu au influențat deloc comportamentul asistentului medical. Așa a apărut și ultimul caz al celor trei mame care au acuzat asistentul medical în luna iulie acestui an de un comportament indecent și abuziv la adresa lor. Și de această dată procedura a fost aceeași, sancționarea disciplinară și retrogradarea din funcție pentru două luni, după care asistentul medical a revenit pe același post, în aceeași secție din care fusese mutat disciplinar. Acum, pe numele său, a fost deschis al treilea dosar penal, tot pentru agresiune sexuală. Rămâne de văzut dacă și de această dată dosarul va fi sau nu clasat.